Miezul problemei la Național TV, bine v-am regăsit, sunt Denis Ciulinar, o nouă ediție în care vom vorbi despre problemele Bucureștiului. Chiar dacă alături de noi se află în platoul emisiunii domnul primar Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, când spunem sectorul 6, o bucată importantă din București, vorbim practic despre problemele capitalei. Bună seara, bine ați revenit în emisiunea noastră. Bună seara, bine v-am regăsit. Cu mare plăcere, domnul profesor Mircea Coșa, de asemenea invitat permanent al emisiunii. Bună seara, domnul profesor. Domnule Ciucu, în primul rând vă mulțumim pentru deschidere. De fiecare dată, când timpul și agenda v-au permis, ați venit în emisiune la noi și de fiecare dată am tratat lucrurile așa, luate rând pe rând, cu seriozitate, fără prea multă politichie, pentru că e foarte agitată această perioadă. Poate vom atinge așa 2-3 minute și chestiunea asta a crizei politice. Domn profesor, la miezul problemei, în ultima perioadă, am vorbit despre prețuri la energie, gaze. Vine anul timpul rece. Bucureștiul este un oraș departe de a fi perfect. Probleme cu termoficarea, probleme de infrastructură. Astăzi, alături de noi, se află pentru un ceas și puțin domnul Ciucu. Dacă aveți, nu știu, o întrebare care vă frământă și pe care vreți să o rostiți acum în debutul emisiunii. De ce se întâmplă? Bucureștiul are problemele lui și care sunt probleme clasice. Nu au apărut nici acum și nici nu o să dispară imediat. El a fost conceput într-o altă epocă, în alte condiții, avem alte cerințe acum. Cu excepția unor lucruri care sunt strigătoare la cer, și aici mă refer la problema cu șobolanii și cu alte lucruri, cetățenii au tendința să dea vina pe primar întotdeauna. Primarul n-a făcut, primarul n-a adres. Eu aș vrea să renunțăm la chestia asta, pentru că sunt două lucruri care trebuie ca să le scot în evidență, cel puțin eu. Eu stau într-un sector în care nu pot să mă plâng despre lucruri care, să zic, sunt inadecvate epocii în care o trăim. Curățenie se face, este totul aranjat, dar sunt lucruri care vin din trecut și care nu pot fi rezolvate imediat. Spre exemplu, locurile de parcare. Problema în București, care o să fie încă nu știu cât timp, până când o să facem elicoptere pe acoperiș. Nu se face nimic în direcția asta. Niște dase suspendate cumva, cu lifturi sau cumva, nu se face. În al doilea rând, au apărut niște tendințe acum, probabil de cheltuire a banilor, să pună panouri de circulație pe aleile dintre blocuri. Cedează trecerea, n-ai cum să le respecti, că sunt niște alee, nici nu încape mașina. Astea, după părerea mea, sunt lucruri minore. Nici nu vreau să le discut. Ce mă interesează pe mine este ce facem la iarnă. Acum, prețurile astea la energie sunt o chestiune generală. La Bucureștiul, din câte am aflat, că tot stau în București de când mă știu și tot citesc și ascult, Bucureștiul are mari probleme cu infrastructura de apă caldă. Transport. Și cu, da, și cu posibilitatea menținerii în timpul iernii a unui serviciu de apă caldă normal la toți locuitorii dintr-un sector din București și aproape cât un alt oraș în multă lume. Asta e problema care trebuie să o discutăm astăzi, cred eu, pentru că lumea se întreabă, domnule, când cresc prețurile la energie, vom avea necazuri, nu numai cu bani, dar și cu apa caldă sau cu căldura. Domnule primar, deci am intrat deja în subiectul termoficare, domn profesor ne-a dus aici și cred că este unul dintre cele mai importante acum în debutul sezonului rece. Aș începe prin a spune că noi deja avem un studiu de fezabilitate și un proiect tehnic pentru o parcare pe verticală la Lujerului, în spatele blocului acela mare cu 13 etaje, unde e foarte mare cerere de locuri de parcare și de densitate. Adică ne-am propus să construim și parcare pe verticală. Trecând peste asta și revenind la termoficare, deci lumea deja știe, nu mai reiau decât așa ca să amintesc, că rețeaua a fost proiectată în anii 60, executată în anii 60, 70 și 80, odată cu blocurile pe care le-a făcut regimul comunist, și a fost proiectată ca să cogenereze atât electricitate, cât și ca un produs rezidual mai degrabă, energie termică pentru populație, servind în special salba de industrii, mega-industrii. Sectorul 6 sunt zone era care Urbis, atunci erau da, IMGB-uri, erau cunoscute. Corect. Acestea nu mai există și atunci principala problemă a sistemului este ca să livreze energie termică. Să încălzească populația.
Problema este că aceste conducte sunt extrem de vechi și sunt ciur. Dacă dă drumul puțin mai mult la presiune iarna, ele pocnesc. Și atunci nu poți să rezolvi această problemă fără să faci investiții, fără să le înlocuiești. Evident, e cel mai de mult să vedem dacă o reproiectăm, o regândim, pentru că dacă a fost concepută pentru megasisteme, poate trebuie redimensionată puțin. Pentru că e cam în fizică, știți că cu cât volumul scade, presiunea crește. Și contează și materialele care să reziste. Până la urmă, se pot face cumva concomitent. Problema este că s-a întârziat degeaba un an de zile. De ce spuneți că s-a întârziat? S-a întârziat că i-am cerut primarului general să aloce bani către Energetica Servicii, una dintre companiile din subordinea primăriei capitalei, care avea capacitatea măcar să rezolve 1-2 tronsoane anul acesta. Măcar făcea 20 de kilometri. Mă refer de magistrale, nu mă refer de conducte și țevi, da? Magistrale importante, că aici sunt probleme. Domnia sa a preferat mai degrabă, a preferat să facă licitații care nu s-au concretizat toate cu lucrări. Licitațiile, în esență, nu sunt rele, dar putea să le facă pe amândouă. Putea să și atribuie Energetica Servicii, care de-aia a fost făcută. Da? Că avem Termoenergetica, care livrează agentul termic și operează rețeaua, și avem Energetica Servicii, care vine cu execuție de lucrări pe baza proiectării făcute la Termoenergetica. Acesta este sistemul gândit. Nu e neapărat rău. Și n-aș fi scos complet din schema Energetica Servicii. Eu, cel puțin pe zona de vest, unde ne aflăm noi, în sectorul 6, putea să preia conducta de la suprafață, paralelă cu Bulevardul Timișoara și care trece prin blocul ANL. Dar nu s-a întâmplat acest lucru, s-a dat destul de puțin în lucru la Energetica Servicii și s-a scos la licitație, ceea ce a făcut să treacă vara. I-ați explicat primarului general toate lucrurile? I-am explicat. Consiliul dânsului au preferat să meargă pe această variantă, care era clar că o să cere experiența administrației, își dă seama. Și era clar că nu ai cum să atribui mai puțin de 3 luni, 4 luni o lucrare de asemenea învergură. Contează foarte mult cum faci cheltuieli de sarcini, contează să nu fie probleme. Ideea este că din 3 loturi cât au fost scoase la licitație, doar 2 se vor atribui, din câte știu eu, dacă nu mă înșel. Unul nu, deci n-am rezolvat nimic, mai bine acel lot îl atribuia Energetica Servicii și chiar la un preț mai mare decât acel preț cu care putea să vină Energetica Servicii. Mi-aș interesa, nu cu mult, cu 4 milioane, dar în fine, 4 milioane la aceste sume nu înseamnă foarte mult, dar totuși e o sumă de bani. Mi-ar plăcea ca primarul general să se consulte mai mult cu Partidul Național Liberal, cu mine, cu colegii până care la urmă au fost susținerea din partea noastră pentru mandatul de la primăria generală. Pentru că avem și de ceva experiență. Partidul Național Liberal este un partid care are oameni în administrație, pentru că există de mult tip în administrație și nu toți, sau cei mai mulți, nu sunt oameni slabi. Dar cei mai mulți sunt oameni bine pregătiți, cu oricare expertiză. Au ajuns la o vârstă, au trecut prin viață și pot să vină cu cele mai bune recomandări. Că așa, dacă se iau deciziile în birou doar pe baza unor principii care pot părea corecte la prima vedere, dar nu au efectiv cum să grăbească, să rezolve problema, având un astfel de instrument la îndemână cum era această companie, cred că s-ar fi putut face mai mult anul acesta. Deci în acest an, Primăria Capitalei va putea să zică sau să raporteze populației că a făcut, să zic, până la 10 km de rețea majoră și, ce să vezi, toate făcute de Energetica Servicii. E foarte puțin. Este puțin. A luat primăria într-o degringoladă absolută. Eu îl înțeleg. Deci, la modul să ai un buget atât de făcut harcea-parcea, să ai atât de multe datorii, să ai conturile de investiții proprite, nu cred că altcineva s-ar fi mișcat mai repede, poate doar decât pe acest segment pe care zic eu. Știți că electoratul și-a pierdut răbdarea, adică în momentul în care te afli în anotimp rece și n-ai, și chiar și în anotimpul cald, când nu ai apă caldă.
Nervozitatea se instalează. Eu înțeleg, pentru că și eu am probleme cu apa caldă și căldura. În drumul Taberei și în zona de vest sunt probleme semnificative. Oamenii vin către mine, deși primăria de sector nu are niciun fel de atribuție pe termoficare. Deci primăria de sector nu are cum să cheltuiască bani și să desfășoare proiecte de termoficare, că nu are competențe legale. Dacă o faci, cinește caută curtea de conturi. Este ca și cum mi-ar cere cineva să fac investiții în infrastructura feroviară. Dar nu e la primăria de sector. Sau în motopeni, la ceva, la avioane. Nu e la noi, da? Sau, nu știu ce să mai zic, în sistemul medical. Nu este la mine ca să fac acele investiții. Dar, i-am spus primarului general, știe problema. Acum să vedem cum vor fi executate aceste loturi. Din punctul meu de vedere, cred că întărirea acestei companii municipale care merge binișor, deci nu merge bine, ca să fie foarte clar, merge binișor mai bine decât altele, este partea soluției. Și atunci aveți ce capacitate au acești oameni să execute, mai ales în contextul în care a crescut foarte mult prețul la materiale de construcții și ei lucrează cu feroase și este evident că a crescut foarte, foarte mult prețul. Dar pe partea de intervenție punctuală atunci când sunt, știu eu, avarii, că vor fi. Deci odată cu venirea iernii, avariile vor fi din nou în peisaj. Aceste intervenții punctuale nu le face Energetica Sevic, le face fosta Radet botezată cu numele de termoenergetică. Îi fac mentenanța, da? Le fac foarte prost, le fac... Ei inclusiv lucrări de investiție de fapt au câteodată și le maschează ca intervenții punctuale date fiindcă sunt avariile, pentru că numai nu iau, stau după avize, nu mai stau după alte elemente birocratice și trebuie și ei să fie cumva mai bine puși la punct. Acum există o discuție cu niște implicații foarte mari și domnul profesor sunt convins că o să înțeleagă foarte bine ce vreau să zic. Este vorba de a prelua Elcen la Primăria Capitalei. Deci este vorba de a face acest sistem centralizat, cu numele lui SACET, este cunoscut. Și dacă Primăria Capitalei are capacitatea de a ingurgita acest colos, care acum este la Ministerul Economiei, mă refer la Elcen, și după care să înceapă niște investiții aici. Soluția ar fi așa. Guvernul să împrumute primăria, să crească nivelul de îndatorare pe care și-l poate permite Primăria Capitalei, primarul general să cumpere Elcenul, după care să deschidă un fond de mediu, de urgență, prin care să permită să acceseze finanțare de acolo și să înceapă să retehnologizeze și Elcenul. Mai are loc primăria de făcut? Este tot, apropo de datorii, este un tot, da? Mai are loc primăria de făcut și alte datorii față de ce are de plătit în momentul ăsta? De asta mă gândeam. În primul rând, ridicarea plafonului e o chestie complicată. Asta trebuie cumva făcut. Dar dacă altă soluție nu e. Acum, noi tot discutăm de câteva zile și mai ales în emisiunea asta și eu tot, pe unde sunt întrebat, tot spun. În momentul de față, noi suntem într-o situație foarte specială, excepțională. Prin gravitatea ei, problemele la energie, toate lucrurile au căzut în sfârșit. Lucrurile merg rău. În situații de astea să cer și măsuri excepționale. Chiar dacă nu sunt foarte, să zic, foarte ortodoxe din punct de vedere, știu eu, al legislației fiscale sau... Adică dacă se vrea, se poate face. Pentru că situația excepțională, pentru că vine iarna, domnul primar general al Capitalei ne-a anunțat că trebuie să ne obișnuim cu frigul vreo 3-4 ani de acum înainte, ceea ce este, nu e cinic, asta e o chestiune care îl descalifică cu totul, pentru că un conducător de urbe nu trebuie niciodată să recunoască incapacitatea pe care o are. Eu asta a făcut, spune, în 3-4 ani nu pot să fac nimic. Cum adică? Ce cauți acolo? Deci trebuie luate măsuri. Acum, eu nu știu ce să vă spun, pentru că aici e o chestiune și politică foarte complicată. Domnul primar Ciucă este singurul liberal în București. Celelalte, toate celelalte sectoare sunt ori PSD, ori USR. Ori USR, da. Din ce aud, din ce văd, nu am informația de la sursă directă, nu e o concordanță nici de idei, nici de program, nici de viziune politică
între cele două forțe importante. Văd că la sectorul 1 consilierii liberali atacă primarii sau, în sfârșit, lucruri care pe cetățeni nu îi interesează decât în măsura în care lucrurile nu se rezolvă. Peste care punem și lipsa de comunicare, așa cum spunea domnul primar. Și lipsa de comunicare. E a doua oară când îl avem invitat pe domnul primar și ne spune că există probleme în legătură cu comunicarea între primăria sector 6 și primăria capitalei. Sectorul 6 fiind unul dintre cele mai mari din București. Da, unul dintre cele mai mari și aglomerate. Cauzele sunt mai degrabă profunde și structurale. Eu ar trebui și mulți mi-a zis, domne, vezi de primăria ta acolo. Ceea ce fac și asigur pe toți că fac, că pot să încep să dau seama cu ceea ce am făcut până acum. Dacă vrea cineva să aduc la zi cu informațiile unde suntem, am ce spune. Dar una peste alta, în urmă cu două luni, am fost ales președinte PNL București. Și nu se poate să nu mă intereseze da, și ce componenta se politică la Bucureștiului. Partidul Național Liberal are consilieri valoroși. Eu am fost în Consiliul General trecut și vă zic că acest Consiliu General este cel mai bun consiliu raportat la competență și integritate din istoria acestui oraș. Ne-am avut invitat și ne-am rămas foarte impresionat de calitatea. Chiar și de la celelalte partide. Deci, PNL are consilieri cu experiență și cu cariere în spate. Urbaniști, avocați, oameni în administrație, nu persoane publice cum a venit Gabriela Firea, vă ce ți-aminte, cu antrenor de fotbal și nu mai știu ce. Da? Deci, Partidul Național are astfel de consilieri. USR Plus are consilieri de calitate. Deci, raportat, chiar dacă eu am făcut parte din vechiul consiliu, vă zic, calitatea media calității umane este mult mai bună. E păcat de Dumnezeu ca în acest context să nu există o comunicare mai bună între primarul general și consilierii PNL și USR Plus. Și între cele două partide. Mă refer la PNL și USR Plus. Lucrurile sunt extrem de complexe și de grele. Nimeni separat nu se poate ocupa de toate. Nu ai cum. Dar n-au reușit 7 primari de la același partid în timp ce aveau și guvernul și prefectul și tot ce vreau ei. Trebuie să reușim noi. Trebuie să asta înseamnă că primarul general trebuie să se lase ajutat. În acest moment, primarul general refuză ajutor. Se lasă suficient ajutat. Așa pe și el congresele din toamnă, nu știu ce așteaptă, dar nu se lasă ajutat. Este singurul care are oarecare o inițiativă când are și deci doar invită să îi se confirme ceea ce propune și nu stă suficient de mult timp și să asculte. Nu acceptă ideile altora? Nu zic că nu acceptă, acceptă. Dar în acest moment există această problemă, nu avem suficient de mult leadership. Adică astăzi am avut, de exemplu, o dezbatere foarte interesantă pe puzuri. Da, a făcut un ghiveci de teme, că am discutat de la puzuri până la proiecte de investiții, PIDU, care înseamnă planul integrat de dezvoltare urbană, planul de mobilitate, deci a fost o grămadă de teme și astfel de întâlniri care se țin și nu au concluzii la sfârșit, pe mine mă obosesc. Știți, în limbaj de București, un fel de șaorma cu de toate din administrație. Da. Adică nu... Ședințele la care eu particip, pe care le organizez, au întotdeauna un obiectiv. De ce fac ședința asta? Ca la final să informez, dacă asta mi-am propus, să fiu informat și să culeg eu date ca să pot să fundamentez o decizie sau să iau o decizie. De obicei, eu când organizez întâlniri, la sfârșit se termină cu o decizie care urmează să fie implementată și monitorizată ca să se întâmple. Discuțiile astea neclare și cu agendă, fără ca să fie discutate mai întâi la nivel politic între primarul general și cele două partide care îl susțin în București, mă refer la PNL și USR Plus, pentru că face asta majoritate, nu înseamnă nimic. Da? Deci, fără PNL și USR Plus, acest mandat nu înseamnă nimic. Exact. Ca să fie foarte, foarte clar. Și este clar și la mine, la sectorul 6, fără majoritatea din Consiliu, eu nu pot să fac nimic. Mi-a spus un primar cu foarte mare experiență din țară, coleg de-al meu liberal, un primar foarte cunoscut, zis, domnul Ciucu, oamenii nu o să mai țină minte că nu știu ce consilier nu a votat nu știu ce proiect. Oamenii pe dumneavoastră, pe primar, vă întreabă dacă s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat. E, și în acest context, așteptăm cu toții să treacă acest congres și să ne punem la masă. Pentru că totuși am o listă, și nu doar eu, PNL București.
are o listă pentru primarul general de chestiuni care trebuie să, pe care trebuie să le rezolve. Și unul la mână, că trebuie să, să le rezolve și să, le asume și doi, să ne ceară ajutorul sau să ne lasă să-l ajutăm, pentru că chiar dacă zice da la toate, cu o mână de oameni și fără un partid în spate care înseamnă totodată expertiză și resurse umane și viziune, nu are cum. Absolut. Vreau să luăm o pauză de publicitate și ne întoarcem în miezul problemei. Rămâneți cu noi. Ne-am întors în miezul problemei. Astăzi vorbim despre problemele Bucureștiului și de administrație, dar și cele venite din, din politică. Alături de noi se află domnul primar al sectorului 6, domnul Ciprian Ciucu, și domnul profesor Mircea Coșe, invitat permanent al emisiunii. Domnule profesor, spuneați dumneavoastră la un moment dat, cred că acum vreo 2 ani de zile, într-una dintre edițiile miezului problemei, că, domnule, din ce în ce mai mult în ultimii ani, politica influențează economia și administrația și că nu e normal că odată cu trecerea anilor și maturizarea clasei politice pe care vă doreați la momentul ăla, lucrurile astea ar trebui decuplate cât de cât. Adică măcar să nu... echilibrate. Măcar echilibrate, da. Da. Acum, e o problemă care totuși e... Poate nu e reală, dar oamenii așa o simt. Eu locuiesc într-un bloc de ăsta de 4 etaje de prefabricate cu oameni care, mă rog, ne cunoaștem dacă ne-am mutat acolo. Și pot să vă spun care este... Ei își pun o întrebare, dom'le, de ce pe timpul doamnei Firea aveam apă caldă? Deși aflăm acum că era un dezastru. Acum, de ce? E alt dezastru sau nu mai e altceva? Sau să fac lucrări? Sau e mai bine? E ceva în lucru și nu știm? Nu ni se comunică lucrurile astea. E foarte clar. Cineva care știe, pe exemplu, eu care am tot studiat lucrurile astea, știu ce a fost în primăria PSD. Știu ce a fost. Și nu pot să zic că a fost un lucru de lăudat. Dar am avut apă caldă în permanență. Da, nu de s-a ce? Oprit apa, nu s-a oprit curentul. Eu pot să vă răspund și doar să și ei, asta e problema, trebuie răspuns cumva. Da. Pe mandatul lui Firea nu s-a ajuns la acel nivel de uzură al țevilor la care s-a ajuns astăzi. Începea să se simte, dacă vă țineți aminte, pe ultimul an și pe penultimul an. Aceste probleme începeau să se resimte și la populație. Ce se întâmplă? Din momentul în care ai scurgeri în rețea, ca să ții presiunea constantă și să ajungă la toți, trebuie să pui mai multă apă. Da. Tu completezi cu mai multă apă, dar când pui mai multă apă, povara e mai mare pe rețea și pleznește și mai mult. Deci, nu este nici vina Gabrielei Firea. Deci nu puteți spune că dânsa a avut șansă, că nu a ajuns în terminus cu uzura. Exact. Deci este vina acumulată a tuturor primarilor care ei n-aveau problema asta și se gândeau că oricum nu o să crape pe timpul mandatului lor, vorbind de un megasistem al doilea din lume după Moscova, de, în care această tehnologie în anii 70 este implementată undeva. Poate să facă obiectul unor articole de National Geographic în sine, rețeaua ca atare cum a fost concepută și gândită. Mă simt ca în filmele alea de, sau în cărțile lui Asimov, în care o generație anterioară a făcut o megastructură și cei care vin după nu sunt stare să opereze. Eu așa mă simt. Asta era în fundația. Era mai multe. Da, erau mai multe da. La Asimov. Da? Și nu au investit, că știau că nu se întâmplă nimic grav pe mandatul lor. Și au dus banii pe alte chestii mai puțin importante. Vine Gabriela Firea, care nu numai că nu investește, dar și duce bani în altă parte, în 24 de companii care efectiv au secat primăria și au lăsat-o în niște datorii imense. Și ce să vezi, crapă acum pe mandatul lui Nicușor Dan. Deci când vorbim de zeci de mii sau sute de mii de kilometri de țeavă, nu putem spune că este vina doar a lui Firea, doar a lui Oprescu, doar a lui Videanu, doar a lui Nicușor Dan. Problema este că cei dinainte de la lui Nicușor Dan nu s-au ocupat și s-au spart lui în cap acum. Despre asta este vorba și lucrul acesta, eu îl spun, că am o declarație de acum 6 ani, de acum 7 ani, care spuneam fix același lucru. Să dăm drumul la investiții pentru că țevile nu se repară singure. Deci de aceea sunt acum probleme, pentru că rețeaua efectiv și-a depășit de 3 ori durata de viață. O astfel de rețea este proiectată de obicei ca să reziste fără investiții 25 de ani. După 25 de ani trebuie să
încep să schimb țeava. De ce? Pentru că... Și să faci asta progresiv, nu... Exact, da. Și permanent. Sunt țevi magistrale în care nu mai e fierul acolo. Apa se ține în calcarul care s-a depus de-a lungul a 10 și 10 de ani de zile. Deci aici suntem. Nu e că nu vrea Nicușor Dan sau că Nicușor Dan este un primar prost. Da. Da? Nu de aia. Ci pentru că nu, rețeaua nu mai ține. Ce trebuie să facă Nicușor Dan este ca să prioritizeze investiții în termoficare. Când duci bani în termoficare, înseamnă că sapi orașul și că nu mai faci alte chestii și lumea te judecă. Deci e și un mandat de sacrificiu, dacă vezi, din partea domniei sale. Dar trebuie să facă ceea ce trebuie și nu ceea ce cer oamenii. Și atunci, unul la mână, a venit la primărie cu mâinile legate la spate. Cu conturi blocate. Deci da. El dacă lua și băga încă din primele luni bani pentru investiții în termoficare, venea executorul judecătoresc, îi lua de acolo și ducea într-un cont unui privat. Privat contractat de firea și care nu-i plătise banii. Deci despre asta este vorba, să o spunem ca să știe oameni. Dar tocmai că nu se spune. Păi tocmai că nu se spune, da? Nu se spune. Comunicarea este sub orice nivel. Eu sunt extrem de mulțumit și am înțeles lucrurile. Dom'le, orice capital de muncă, are un termen de uzură. Dacă ai ghinionul să vii la conducere în momentul în care uzura asta a devenit evidentă, sigur că ai probleme. Sigur că dinaintea ta nu au avut probleme. Deci e clar, am ajuns în momentul, am înțeles asta, în momentul în care chiar rețeaua a cedat. În al doilea rând, nu se spune situația exactă financiară a primăriei. Spune că s-au venit conturile blocate, că primăria nu are bani. Nu are bani să facă nici măcar curat în parcuri. De ce nu se spune asta? Să dă vina pe nu știu cine și pe nu știu cum. Nu vorbesc de sectorul 1, nu vreau să mă amestec ce e acolo. Dar oricum lumea trebuie ca să știe, pentru că vă spun, este o brambureală generală, s-a creat o panică, lumea zice, nu numai că o să plătim mult, dar nici măcar n-avem căldură. Cred că știe asta, toată lumea vorbește, toată lumea este panicată. Pierderile pe rețea sunt în enorme. În momentul ăsta, rolul comunicării este excepțional. Oamenii așteaptă de la cei care au astăzi rolul de manager. Dumneavoastră, ca primar, nu mai vorbesc de domnul primar general al Capitalii și alți oameni care sunt competenți în domeniul ăsta, să le explice, domnule, e o situație la care nimeni, nici Dumnezeu, nu poate să facă față. Ca să schimbăm 3.000 de kilometri de rețea, înseamnă ani mulți, bani foarte mulți și o dezordine totală în București. Dar trebuie început de undeva, domnul profesor. Categoric. Trebuie început. Trebuie arătat. Lumea trebuie ca să știe, domnule, anul ăsta facem atât. Anul viitor facem atât. Sigur că nu o să creadă, pentru că noi avem această memorie colectivă cu autostrăzile. Nu se tot spune că facem nu știu cât și nu facem nimic. Dar măcar trebuie spus, trebuie început. Și în condițiile astea ne permitem anul ăsta pierdut, cum spunea domnul Ciucu, mai devreme, că s-a pierdut un an. Partea este că trebuie să vină și o reformă instituțională la nivelul PMB. Eu m-am apucat. Așa, mai cu presa să știe, mai să nu știe, dar m-am apucat. Are instituții, deci firea a luat primăria asta cu 55 de subornate și a stat-o cu 92 sau 94 de subornate, că le numărasem cu pixul. A făcut 24 de companii. A făcut vreo 10 sau 12 asociații de dezvoltare între comunitare care nu fac nimic. A spart centrul de tineret în centrul de elevi și de studenți și de tineret. A înființat centrul pentru seniori în timp ce seniorii au astfel de centre la sectoare. A dublat. Deci a venit cu și un aparat administrativ mega stufos, l-a făcut și mai stufos și mai eficient. A venit cu fel și fel de plăți către populații care nu mai sunt nicăieri din țară, numai ca să dea bine. Plăți sociale. Atunci ce au făcut? Deci, când ai plăți sociale, oamenii vin și îți fac mutație și au venit, a atras populație, da? Sunt fel și fel de oameni în țară care au mutație în București numai pentru acele ajutoare sociale. Și e greu să tai plățile sociale, da, fără să creezi nemulțumire. Da? Asumă-ți un... Ai picat prost. Ai vrut să fii primar general. Da? Ai picat prost. Asumă-ți lucrul ăsta. Exact. Eu mi-aș asuma. Și zice, știți ceva? Ok. Înjurați-mă toți. Nu mă mai votați. Am picat prost. Am tras bățul scurt. Asta e. Fac ce trebuie. Și asta este așteptarea pe care o avem. Pentru că trebuie să restructureze. După ce că se duc banii în toate părțile, nu poate să stai așa să vezi dacă îți dă guvernul. Nu, te-a pus să tai. Ce tai? Păi tai toate acei bani care se scurg odată pe instituții ineficiente și foarte multe, care înseamnă salarii, chirii, mașini,
consilii de administrație, cheltuieli curente. Anul trecut, spre exemplu, dumneavoastră ați fost foarte criticat pentru beculețele de Crăciun. Da, am tăiat beculețele de Crăciun. Și a fost discuție, se părea că erau niște bani foarte mulți, așa. Și parcă ceva și cu poliția locală. Da, pleacă 100 de polițiști locale acasă. De ce? Pentru că nu mi-au demonstrat că pot să fac treabă cu ei. Vreau ca să reîntinez la un moment dat corpul. Și n-am cum. Da, vreau ca să am oameni integri, bine formați. Am desființat o instituție care avea 50 de oameni și vreo nu știu câte milioane bugetul și au rămas 15 din instituția aia care munceau, i-am dus în altă parte și muncesc foarte bine de acolo. Niciun fel de problemă. La DGSPC am dat afară 130 de oameni și foarte mulți m-au înjurat fără desființez măcar un serviciu social. Da? Nici măcar n-am desfințat un serviciu social. Dar erau creatori de hârtii care angajați pe bani mulți, știți cum e. Da? Dom'le, fă chestii impopulare, asta e. Fă ce trebuie. Dacă oamenii apucă după aia la final de mandat să aprecieze, bine, dar măcar eu știu că plec cu conștiința împăcată că am făcut tot ce a ținut de mine în acel moment. Și n-am nevoie ca să-mi dea unul sau altul dreptate. Sau să mă înjure sau să nu mă înjure. Eu știu că am făcut tot ce a ținut de mine. Stați puțin. România are nevoie de o schimbare. Cred că sunteți de acord. O resetare, cum se zice, mă rog, termenul. Resetarea asta înseamnă oameni care sunt de altă generație și care sunt dovediți ca fiind eficient. În momentul în care dumneavoastră sunteți eficient și ați făcut ceva, nu puteți să dispareți în spațiu. Trebuie să continuați, să ajungeți cineva în politica asta. România are nevoie de politică nouă. Nu vedeți să fac partid de noi din oameni vechi. Nu avem nevoie de asta noi. Noi știm cine sunt oamenii, știm ce poate să facă. Deci în momentul în care vă luați această responsabilitate ca să faceți ce trebuie să faceți, cum spuneți, și ce o fi, o fi, mă înjură, pierd alegerile, nu. Trebuie ca să vadă lumea că ați făcut. Eu vă spun într-o manieră aproape, cum să vă spun eu, îmi permite vârsta ca să vă spun. Sunteți aproape necunoscut în sector. Pentru că nu apăreți, nu ziceți nimic. Faceți treaba acolo unde faceți, dar lumea nu știe ce faceți. Deși, vă spun foarte sincer, sectorul arată mai bine ca înainte. Mulțumesc. Dar lumea nu știe. Pentru emisiunea asta m-am pregătit și eu și am întrebat și eu vecine, știi cine? Nu știu, n-am fost la primărie, nu știu, n-am vorbit. Dom'le, primarul dinaintea dumneavoastră care nu făcea nimic, decât de-astea pentru tancuri rusești, adică toată strada le-a blocat cu... ieșea la fiecare zi la televizor. Da, și spunea ce a făcut, bineînțeles că nu făcea, dar ce a făcut, ce a vrut să facă. Fiți, cum să spun, e nevoie de oameni ca dumneavoastră, de generația asta, care să fie cunoscuți. Nu mă luați numai de rog, dar vă spun, modestia nu este acceptată pentru un om care, într-adevăr, se înhamă să facă. Dumneavoastră spuneți niște lucruri care nu le-au spus alți primari. Și anume, dificultățile care le aveți cu primăria capitalei. Lumea nu știe asta. Zice că toți sunt o apă și un pământ. Nu e adevărat? Domn profesor. Toată lumea zice că primarii, păi ne-au umplut de șobolani. Nu, nu ne-au umplut de șobolani în sectorul 6. Ideea este spus așa. Și asta. Presa în sine, în capitalism, are diferite influențe. Nu e treaba mea să judic presa. Sau direcții. Adică faptul că ai deschidere către presă sau nu, depinde tine doar într-un anumit context. De exemplu, înainte am găsit și am moștenit contracte din bani publici, dintre primăria Stălui 6 și trăjnea XYZ. Nu e cazul la Național TV. Corect. Ca să fie foarte clar despre ce vorbim. Da? Evident că îl dădeau peste tot și îl preluau. Eu nu pot să vin, mai ales pe tipul meu de electorat, care m-a ales pe mine, și să zic că dau cu bani în presă. Nu merge. Deci sunt mai multe... Ce procent de alegere ați avut? Am avut cel mai mare procent. Am Așa. Avut cu 10%. Credeți că numai liberalii v-au votat? Nu. Nu. Siguranță. V-au votat oamenii care au vrut să aibă altceva. Față de ei, aveți datoria ca să le spuneți ce faceți și faceți. Măcar o conferință de presă. Uite, este o problemă care trebuie spus până la urmă. Construiți o școală, da? Construiesc un spital. Așa. Cât știu de chestia asta? Am făcut conferințe de presă. Nu vin. Deci am sunat personal ziariști. Am dat ceva, am dedicat efort. Nu vin. Adică ridicarea spitalului din sectorul 6 n-a stârnit interes? Foarte mic, foarte puțin. A fost și contextul cu scandalul politic. Dacă se dorma un spital, era o știre. Na. Că se construiește. Dar gândiți-vă la ceva. Deci am produs în 8 luni, 9 luni de mandat un studiu de fezabilitate
pe care l-a produs primarul general anterior în 4 ani de mandat, votat de, urmează să fie votat de către Consiliul Local. Deci investiția cumva începe să intre, am făcut rost de teren. Acum fac un studiu de îngropare a Valea Cascadelor cu Timișoara. Exact, în altă tensiune. Deci lucrurile se văd. Oamenii o să vadă, mă bazez pe asta la sfârșit, o să fiu și mai mult, mai prezent printre ei, sunt foarte mult timp și pe stradă. Și o să văd cât pot să suplinesc prin comunicare directă, dat fiind că nu am acces la media mainstream, ca să zic așa, foarte mult, și la dumneavoastră când apuc să vin. Știu că este foarte importantă comunicarea. Și aici sunt și chestiuni care țin de abilitățile personale de comunicare. Eu trebuie să-mi asum inclusiv mult mai puternic poziția de președinte pe anul de București, ceea ce n-am făcut. În mod conștient n-am făcut acest lucru, decât urmează ca să ne definim strategia de comunicare. E un consum de energie care va afecta activitatea la primăria sectorului 6? Da, nu, asta nu o să afecteze, pentru că mi-am cam făcut temele. Sunt mulți care v-au întrebat asta. Mi-am făcut temele. Principalele proiecte de investiții, reforma serviciilor publice. Dar nu se știe, de exemplu, că vom scoate la licitație serviciul de salubritate. Păi ca să ai un serviciu de salubritate scos la licitație, trebuie ca să ai înainte un studiu de oportunitate, ca așa se cheamă, și un caiet de sarcini, în care se uită la cantități, la frecvențe. Deci managementul acela clasic de la Taylor, în care trebuie să măsori bucățică cu bucățică orice, ca să știi cum dimensionezi o investiție. Am văzut că tot ați dat amenzi. Chestiunea aceasta ia timp. Da? Da. Numai că s-a întâmplat. Da, am crescut, nu doar reformăm, nu doar să zic așa, că reorganizăm poliția locală, ci o și reformăm. Poliția locală este din ce în ce mai prezentă. Am inventariat toate terenurile care sunt aflate în paragină și neîngrădite și care adună gunoi. Ce facem? Și legea spune că trebuie curățate. Da, le amendăm. Doi, le supraimpozităm. Da? Clădirile care au fața de degradate. La fel. Deci poliția locală este mult mai prezentă. Am confiscat deja, dacă nu mă înșel, 14 auto-utilitare care deșeuri provenite din construcții și le lasă la marginea centurii. 14. În 30 de ani de zile n-a fost confiscată una. De când sunt eu, sunt 14 confiscate. S-a lăsat cu dosare penale acolo? Pentru că... Nu știu că merge mai departe. Deci am chemat Garda de Mediu, noi le identificăm, Garda de Mediu vine imediat, avem această colaborare cu ei pe care tot eu am inițiat-o. Este mult mai prezentă poliția locală. Am închis o stație de betoane la Bujureni, pentru că sunt închis o stație de betoane și am mai închis în București stație de betoane, n-a avut nimeni. Da? Deci este mult mai prezentă poliția locală în acest moment, dar oricum nu sunt suficient și nu sunt mulțumit și mergem mai departe, pentru că autoritatea publică trebuie să-și facă simțită prezența. În momentul de față, mi se pare că încă este multă anarhie. Da? Nu mai există autoritatea locală și nu poți fără un corp de polițiști care să impună respect, care să înțeleagă ce înseamnă funcția publică de polițist local. Trebuie să existe respect de sine și trebuie să ai niște oameni care să poată să scrie niște amenzi. De multe ori nu s-au dat amenzi pentru că nu puteau să conceapă, să citeze legea și să o încadreze legal și să scrie acolo pe procesul verbal. De ce? Că s-au angajat fel și fel de piloși, că sunt salariile puțin mai mari la poliția locală, pe șpăgi s-au angajat în trecut și avem cercetare de la DNA pe acest subiect și oricine a venit în poliția locală zice, nu mai merge așa ceva. Din 400 rămân 300 aia care pe baza cu care pot să construiesc mai departe poliția locală. Că vreau ca poliția locală nu doar ca să fie respectată în comunitate, dar ca să fie respectată în comunitate trebuie să se respecte el pe sine însuși. În momentul de față sunt extrem de nemulțumit de poliția din România și nu mă refer doar la cea locală. Tot timpul îi vezi ascunși pe undeva prin mașini, cu una sunt telefon. Deci nu sunt prezenți în comunitate și oamenii îmi reclamă acest lucru. Nu pot să fiu indiferent. Nu adică pot să nu fac nimic. Nu putem aplica principiul timpul trece, leafa merge. Da. No. Sindicatele spun, domnule, că dă afară, că ce face? Dom'le, stai puțin. Voi ce ați făcut atâta timp? Da? Eu vreau ca să le lărgesc atribuțiile. Pentru că acum am pe unii la disciplina construcției, pe unii la comercial și pe unii la mediu. Și fac doar chestia aia. Iar aia din teren, care sunt cei mai mulți și vorbim de sute, nu fac nimic. Și atunci ce văd? Ăștia care sunt în teren constată, după care faci fluxul de așa natură ca cei care sunt ultra specializați să ducă pe chestiune grave și mari. Dar acum, cei care sunt ultra specializați în construcții, în comercial sau în mediu, fac de toate. Să amendeze și pe ăla care aruncă hârtia pe jos
și pe ăla care face a construit ceva ilegal. Ceea ce e aberant. Deci un proces de reformă, mare, mare opoziție, articole prin presă de la sindicate. Ghinion. Da? Nu o să dau înapoi. Până nu reformez această instituție care va beneficia de formare profesională, care va beneficia de uniforme ca lumea, de tot ce înseamnă ca să fii un polițist local în comunitate. Și sunt în continuare foarte dezamăgit de cum se mișcă poliția națională, care nu este deloc prezent. Ne-ar trebui multe emisiuni pentru asta. Haideți să ne întoarcem la spitalul sectorului pe care vreți să-l construiți. E o temă importantă și importantă și pentru locuitorii Bucureștiului, dar mai ales pentru cei din sectorul 6. Din ce, care vor fi sursele de finanțare? Aveți gata studiul de fezabilitate, da. Amplasamentul, cum spuneam, intersecția străzii Valea Cascadelor cu Bulevardul Timișoara, o zonă deja aglomerată, deci construcția... Zona este ideală, pentru că dacă vă uitați bine pe hartă, o să vedeți că este la mediana dintre două cartiere foarte dense, cu foarte multă populație, respectiv drumul Taberei și militari. Pe o arie în care oamenii nu au acces la servicii de sănătate. Deci nu ai niciun spital semnificativ în zonă. Nu e. Toate cred sunt în sectorul 1, sectorul 2, sectorul 4. Spitalul municipal, cel mai aproape ca este undeva, undeva departe, în alt sector. Exact, da. Bun. Deci, ca și locație, plus că vine dinspre autostradă, poate să aibă și primiri urgențe, plus că acolo facem strada Valea Largă. O stradă de la zero, care nu mai există, ea există doar așa, e un pământ acum. Facem stradă la două benzi, plus pistă de biciclete, plus totuare de 2 metri. Facem exproprieri în acest moment, ca să ajungem să facem această stradă, care va conecta Bulevardul Timișoara, zona Valea Cascadelor, cu prelungirea Ghencea. Adică creștem accesibilitatea celor din zonă la acest spital. Acest spital are un buget de aproximativ 70 și ceva de milioane de euro și va fi parțial susținut din bugetul local și mai departe din fonduri externe. Avem o strategie de finanțare care include în acest moment și cercetarea. Sper să-mi iasă. În suma asta intră și partea de expropriere sau numai construcția spitalului? Pentru spital am avut un mare noroc că acest teren aparținea primăriei Capitalei și l-am cerut de la primăria Capitalei și ni l-a dat. Deci m-am ocupat de asta și un ghinion că pe deasupra sau pe acest teren trec niște fire de înaltă tensiune de la E-Muntenia, se cheamă acum, de la energie. Care vor trebui mutate. Că trebuie să fie îngropate. Numai, acum facem studiu de îngropare ca să vedem tehnic cum putem rezolva acest lucru și această lucrare, doar această lucrare ne va costa undeva la 3 milioane de lei. Să îngropăm acele fire de înaltă tensiune. Sunt fel și fel de probleme care apar, pe care trebuie să le rezolvi. Este în sarcina primăriei să suporte acest cost sau al societății de energie? Ei de obicei suportă astfel de costuri pe drumuri, dar nu pentru astfel de obiective. Parțial, oricum am văzut cu ei, parțial s-ar putea ca și ei să suporte acest cost. Parțial. Și urmează să văd care este cea mai bună strategie de contractare. Că eu acum, în acest moment, noi ne-am uitat, domnule, hai să vedem cum au făcut alții un spital în România. Să luăm specialiști care mâncă la asta. Ce să vezi, nu au mai făcut alții. Da? S-au făcut foarte puțin la Mioveni un spital și ăla cu probleme. Deci, cumva, o chestiune de pionierat. Și întrebarea pe care e logică care se pune. Băi, de ce faci tu ca primărie de sector un spital? Pentru că un spital trebuie să facă ori Ministerul Sănătății în țara asta, ori Primăria Capitalei, care are deja 19 și are administrația spitalelor. Și răspunsul meu este foarte simplu. Pentru că nevoia de spital în regiune și în zona de vest este atât de mare și dacă nu-l fac eu, nu-l face nimeni. Că nu e nici pe agenda Ministerului, nici pe agenda Primăriei Capitale. Și din acest motiv îl fac. Și avem acest studiu de fezabilitate care a fost discutat cu specialiști, cu medici și toată lumea este entuziasmată de acest proiect. Dar revine întrebarea, aveți banii? Știți cum este asta cu banii? Atunci când ai bani mulți, faci repede. Atunci când n-ai bani mulți, eșalonezi diferite plăți și îl faci mai greu, dar îl faci. Dacă nu te apuci, nu o să-l faci. Da, eu cred că cel puțin pot să aduc acest spital, ca să fiu realist, la sfârșitul mandatului meu, peste 3 ani, undeva la 60%. Și dacă las acolo, e bine. Păi, da, am o strategie de finanțare și mă uit inclusiv la programul operațional de sănătate și trebuie acum să-i convinc ca și noi să fim eligibili pe acest program. Pentru că avem un proiect mai matur în raport cu mulți alții. Ce vreau să zic este că
Acest spital, dacă va fi făcut, sau va fi făcut cu siguranță, va fi 60% ambulatoriu, 40% 144 o să avem, deci nu puțin, și este gândit astfel încât să acopere o cât mai diversificată de servicii medicale. Și vreau să vă spun că o să invit în curând toți marii constructori din țară și toți reprezentanții de firme mari de echipamente medicale, da? Că sunt Siemens, Philips, Samsung, dau nume și alții, să-mi spună care este cea mai bună strategie de contractare. Adică să-mi spună cum vor ei să vină la licitație. Fac lotul separat pe construcție și lot pe echipamente medicale separat, fac împreună, integrat, ca să vină ei să-și facă consorțiile și asocierile și după aceea să se concureze între ei, sau separ proiectarea de execuție și așa mai departe. Și pentru că nu există expertiză în țară pe acest domeniu, trebuie, au nevoie de expertiza lor. Și să decidem împreună, transparent, care este cea mai bună strategie de contractare, pentru că interesul meu este ca să vină la licitație cât mai mult și cu consorții cât mai puternice. Nu mă interesează să dau contractul ăsta cuiva sau altcuiva. Chiar nu mă interesează. Trebuie să fie competiție între ei ca să vină cu un raport calitate-preț corect. Și totul va fi transparent. Da? Să-mi spună cum preferă, cum văd ei lucrurile, cum s-ar prezenta mai ușor la licitație, cum le este mai bine. Că eu pot să fac ce vreau eu, dar dacă nu am firme care să-mi liciteze lucrările, nu o să se întâmple. Și expertiza necesară. Expertiza necesară nu o să se întâmple. Când va fi licitația? Anul ăsta? Acum suntem la faza în care va trece și va fi votat studiul de fezabilitate, care înseamnă indicatorii tehnico-economici, adică prețul și partea tehnică. Cam într-un an de zile va fi votat în Consiliul Local, că acum sunt transparență 4-5 de zile, că așa este. E în dezbatere, da. În dezbatere. După care putem să dăm drumul la licitație, zic eu. Pulsul Consiliului l-ați luat în această chestiune? Puțin? Așa? Da, cei mai mulți își doresc proiectul și este clar că îl doresc. Unii au niște semne de întrebare cât de fezabil este ca să-l facem noi. Iar răspunsul meu este același. Dacă nu ne apucăm de el, nu se va întâmpla. Și nu vă ascult că printre grijorile mele nu este partea de a ridica spitalul. Printre grijorile mele este ce management voi avea la acest spital și cine va face managementul. Pentru că îl poate fi preluat în sistemul național de sănătate la Ministerul Sănătății. Pentru că sunt foarte multe spitale care stau niște în clădiri improprii și pot foarte ușor să fie relocate aici pe diferitele specializări care deci ar sunt. Putea fi o variantă și asta. Păi, cum să nu? Cum să nu? Deci, toți își doresc o clădire modernă, toți își doresc aparate de ultima oră. Și dumneavoastră vreți un spital în sector. În zonă, atunci, exact. Dorințele se întâlnesc. Deci avem nevoie de un manager de spital competent, integru și dedicat. O variantă în care, nu știu dacă cred în acest moment, este să se ducă la SSMB, adică la Primăria Capitalei. Dar nu o exclud, vreau să am o discuție și cu dânsii. O altă variantă este să dezvoltăm propriile capacități de management medical, ceea ce este ciudat pentru primărie de sector. Pentru că noi nu avem acest tip de know-how și ar putea fi realizat decât pe baza unui contract de management, că așa se numesc aceste contracte, și cineva cu multă experiență să vină să facă management. Care înseamnă iarăși sume importante de bani. Mergem în pauza de publicitate și ne întoarcem. Miezul problemei, am revenit alături de dumneavoastră. Sigur că vom continua să discutăm despre problemele Bucureștiului, însă, cum să spun, odată cu această perioadă de pandemie, criză economică, mai este un subiect care încă nu este atât de amplu tratat în societate, și anume creditele. Vom urmări un filmuleț foarte interesant de 2 minute și ceva, așa cum am mai discutat de altfel în edițiile anterioare Miezul Problemei cu cei de la CSALB, și revenim. Consumatorilor le-aș recomanda să depună cereri motivate și adaptate nevoilor reale ale fiecăruia, să-și urmărească propriul scop și nu scopul pe care l-au urmărit alți consumatori, iar băncilor această mai mare deschidere spre mai multe soluții de identificat în cazul fiecărui consumator. Și o mai mare adaptabilitate la ce îi trebuie consumatorului, astfel încât să ducă acest contract
până la maturitate. Doar dacă mă uit la 2020, am avut o creștere a disputelor soluționate împreună cu conciliatorii de la CSLB de 45%. Suntem deschiși să găsim soluții, evident, pentru toți clienții, fără a face diferența între tipologiile de produse în contextul în care pandemia i-a afectat grav și nu mai pot rambursa creditele. La CSLB au venit doar cei care nu și-au dorit o simplă amânare a ratelor sau au înțeles că nu le este suficientă o simplă amânare a ratelor, ci au dorit mai mult, n-au dorit o soluție care să vizeze un maxim de 9 luni de zile, au vrut o soluție care să vizeze întreaga perioadă contractuală și, evident, soluție care putea fi obținută prin renegocierea anumitor clauze, anumitor detalii din contract referitoare la costuri în general. Comisioane, dobânzi, inclusiv asupra soldului, anumite intervenții. Relația într-o bancă și client, cu totul ca știu că sună foarte demode, să zicem, dar este foarte aproape de o relație într-un pacient și doctor sau într-un client și un avocat. Dacă nu se spune toate detaliile și nu suntem onești în fața la un avocat sau la un doctor, este foarte greu persoana respectivă să poată găsi o soluție potrivită. După cum vedeți, în această perioadă de criză sanitară, criză economică și politică, oamenii se gândesc la această chestiune importantă, și anume plata ratelor. Sperăm că nu vom avea o înmulțire a cazurilor celor care la un moment dat nu vor mai putea plăti. Ne întoarcem în miezul problemei la discuțiile despre problemele Bucureștiului cu primarul sectorului 6, domnul Ciprian Ciucu. Domnule Ciucu, în emisiunea de astăzi, în primul rând că ne-ați răspuns cu sinceritate, deși înainte de a intra în emisiune am zis că nu o să atingem zona asta de criză politică, pentru că e o criză politică, da? Chiar dumneavoastră ați făcut câteva mențiuni și ați trimis la această perioadă tensionată între cele două formațiuni politice, cu repercursiuni și în administrația centrală, și în administrația locală, și în economia națională. Cum vedeți că se termină toată această chestiune și cum toate aceste oale sparte și cuvinte grele care s-au aruncat și de o parte și de alta, și în calitatea dumneavoastră de președinte al PNL București, cum vedeți că vom putea pune, sau veți putea pune, mai bine zis, cioburile înapoi, să lipiți în așa fel încât oalele astea să fie pe cât se poate ca înainte, metaforic vorbind, sigur că da. Această criză politică a fost creată și de reverberațiile din ce în ce mai puternice, complicine mai mare pe care le-au avut agele interne din PNL și din USR Plus. Partidele de obicei acționează foarte tribal. Suntem, până la urmă, primate. Am văzut în această perioadă. Primate și fiecare ține foarte mult cu ai lui și vrea ca să arate cât de puternic și cât de puternic reprezintă în afară propriul partid. Odată ce se vor termina aceste alegeri, am convingerea că toată lumea se va reuni la masa dialogului și va căuta soluții pentru a guverna mai departe. Pentru că, inclusiv pentru USR Plus, 10 luni nu înseamnă nimic. Nu au avut 10 luni, cred că 8 luni. Nu înseamnă nimic. Și își doresc să demonstreze că au ce să arate și vor vrea să vină la guvernare. Și PNL va înțelege că un guvern minoritar nu poate fi o soluție. Stând la mâna opoziției permanent. Stând la mâna opoziției permanent. Deci eu sunt pentru refacerea acestei alianțe, care, atenție, ea a funcționat exclusiv la nivel central. Deci nu am avut decât așa o înțelegere mai degrabă conjuncturală la nivel local. Nu am avut o alianță propriu-zis în celelalte municipii sau în București. Și din punctul meu de vedere, trebuie să avem o discuție la nivelul Bucureștiului între USR Plus, Nicu Șordan și PNL. Domnul profesor, o întrebare pe criza politică din partea dumneavoastră?
Nu, la sectorul dumneavoastră există o pregătire specială pentru anul timpul rece. Pentru ce vine acum cu prețurile, cu astea, s-au luat anumite măsuri sau așteptați să vină de la guvern? În acest moment, noi ne-am uitat cu precădere la cele costuri care afectează populația și la cele costuri care afectează pe noi în planul nostru de investiții și, din fericire, avem soluții. O pregătire specială, nu pe chestiuni de cum ar fi, de exemplu, termoficarea, nu poți să ai pentru că nu ai la tine în curte, nu te ocupi tu de ea. Ideea ar fi dacă să mergem mai departe cu anveloparea. Și o să vedem... Nu sunteți un aliat al anvelopării, din câte știm. Trebuie să alegem. Întotdeauna ai de ales. Faci ceva doar pentru unii sau faci ceva pentru cât mai mulți. Din punctul meu de vedere, școli, străzi noi, spital, creșe, grădinițe, ar trebui să fie prioritate, pentru că banii nu sunt nelimitați. Din punctul meu de vedere, aș vrea să facem pentru cât mai mulți. Așa, dacă o asociație de proprietari beneficiază de anvelopare, beneficiază doar acea asociație de proprietari. De o școală deci, beneficiază poate o comunitate întreagă din cartier. De un spital, la fel. Pentru că banii nu sunt nelimitați, atât să înțeleagă oamenii. E chestiune de alegere. Noi o să mergem mai departe cu anveloparea, dar trebuie să terminăm de plătit ceea ce s-a învelopat deja, că fost administrația a învelopat și am pus, mare atenție, deci în bugetul de anul acesta dăm 170 de milioane doar pe anvelopare. Deci trebuia ca să plătim ceea ce s-a învelopat în anii trecuți. Pentru că ele s-au învelopat, e drept, dar nu s-au plătit. Deci povara fiscală pică pe acest mandat, pe mandatul meu. Nu. Și bani care trebuie plătiți. Vă dați seama. Și atunci trebuie cumva să prioritizăm. Așa, în chip de glumă, 10 secunde, 20 de secunde, beculețe de Crăciun o să avem, da, în sectorul 6? Dar cu gust și nu așa cum le-am avut până acum. Le-ați cumpărat din vară? Ne-am ocupat să existe beculețe de Crăciun la un preț acceptabil în sectorul 6. Domnule Ciprian Ciucu, vă mulțumim mult pentru participare și pentru faptul că ați răspuns invitații noștri și răspunsurilor și că ne-ați dat răspunsurile pe care probabil că unii dintre locuitorii sectorului 6 le așteptau. Mulțumesc mult, domnule profesor Mircea Coșa, atât pentru astăzi, să ne vedem sănătoși săptămâna viitoare. Numai bine!